Reprezentanții Agenției Turismului dau asigurări că indicatoarele vor fi montate până la sfârșitul acestui an. În codul rutier al Republicii Moldova se găsesc numai 6 indicatoare turistice. Noi propunem 20 de indicatoare care vor fi aprobate prin hotărâre de guvern. La sfârșitul săptămânii noi deja vom avea cum va arăta aceste indicatoare și va fi făcute publice. În raionul Călăraș sunt peste 20 de obiective turistice, însă acestea sunt practic de negăsit. Practic de pe drumul național spre drumurile deci locale nu este niciun indicator. Lipsa indicatoarelor le creează dificultăți atât proprietarilor de pensiuni cât și turiștilor. Singurul indicator din zonă este acest panou ruginit instalat de proprietarii pensiunii. Turiștii pot ajunge la Casa Mierii din satul Răciula doar cu ajutorul localnicilor. Pentru toți turiștii și pentru toți doritorii de a vizita ceva în Moldova, atunci când nu este un indicator, parcurge așa un drum de lung și nu poate ajunge la noi. Indicatoarele lipsesc și lipsesc în special în localități, adică pe drumul central dacă te descurci, când intri în localitate, ajungi la intersecție și nu știi unde să iei mai departe. Nu doar că nu sunt și în engleză, dar lipsesc și în română. Potrivit Strategiei Naționale de Dezvoltare a Turismului, până în anul 2020, în toate raioanele din Moldova ar urma să fie instalate indicatoare.